Portul Constanța bate record după record. În primele trei luni ale acestui an au tranzitat portul cu aproape 10% mai multe mărfuri decât în aceeași perioadă anului trecut. Anul acesta, prin port, au trecut peste 19 milioane de tone de mărfuri față de 17 milioane de tone anul trecut. Din total, traficul maritim este de 14,5 milioane de tone, iar cel fluvial de 4,6 milioane de tone. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la cereale și containere. Traficul de cereale a totalizat 6,6 milioane de tone comparativ cu primul trimestru al anului 2022, creșterea fiind de 13%, și pe canalul Dunăre-Marea Neagră traficul este în creștere față de aceeași perioadă anului trecut. Creșteri de trafic s-au înregistrat la următoarele grupe de mărfuri: semințe uleioase, fructe oleaginoase, petrol brut, produse petroliere, îngrășăminte naturale și chimice, minereuri de fier, articole diverse. O creștere semnificativă se înregistrează și în cazul containerelor. De la 1,67 milioane tone mărfuri în primul trimestru al anului 2022 la 2,24 milioane tone în perioada similară a acestui an, creșterea fiind de 34%. Aceea situație se regăsește și numărul de unități container, respectiv 170.400 de unități în trimestrul 1 din 2022, comparativ cu 199.000 de unități în trimestrul 1 din 2023, mai mult cu 16,8%. Au existat însă și scăderi de trafic, în special a combustibil mineral solizi, minereuri și deșeuri neferoase, produse metalice, ciment, var sau materiale prefabricate pentru construcții ori produse chimice. Trendul pe care l-am înregistrat în anul trecut s-a menținut în continuare, astfel încât pentru trimestrul 1-2023 versus 2022 am menținut cantitățile mai mari de trafic, care pentru noi, un singur operator portuar, se traduc în circa 3.300.000 de tone pentru primele 3 luni ale anului, inclus în acestea terminalul de minerale și terminalul de cereale. Trafic în creștere și pe canalele navigabile. Astfel au fost tranzitate peste 13 milioane de tone de mărfuri, iar mai bine de jumătate dintre acestea au fost produse agricole. De la începutul anului și până acum, traficul pe cele două canale a crescut și a crescut cu 24% față de ce ne-am propus noi și am prognozat noi, iar proveniența mărfurilor este următoarea. Cum bine știți, a crescut traficul dinspre Ucraina și acum este de 51%, Serbia 20%, România 14%, Austria 5%, Moldova 4%, Bulgaria 3% și Ungaria 2%. La fel de mult s-au transportat pe canalele navigabile din România minereurile, produsele de minerit și exploatare de carieră, cele chimice, coksul și produse rafinate din petrol, cărbune, lignit, țiței și gaze naturale.